Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Școala Gimnazială Regina Maria și Colegiul Național Octavian Goga sunt cele mai vânate școli din Sibiu și fiindcă cererea este extrem de mare, apar dificultăți majore în ceea ce privește spațiile de desfășurare a actului educațional. La două săptămâni distanță de începerea noului an școlar, Inspectoratul Școlar Județean și Primăria Sibiu caută soluții pentru ca toți elevii să participe la ore în sălile de curs. Începând din 1 septembrie 2021, în urma analizelor efectuate de structurile centrale de conducere, programul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu își va desfășura activitatea de lucru cu publicul după următorul program. Compania aeriană Ryanair anunță lansarea rutei Sibiu-Bruxelles-Charleroi la Aeroportul Internațional Sibiu, începând din sezonul de iarnă 2021-2022. Redeschiderea acestei rute de către Ryanair răspunde cerințelor și nevoii de mobilitate a comunității deservite de aeroportul sibian, reactivând potențialul traficului aerian de la Sibiu spre această destinație. Sibiul a înregistrat marți primul deces al unui pacient vaccinat infectat cu coronavirus. Acesta avea 70 de ani și era imunizat cu serul produs de Pfizer. Bărbatul a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență în data de 26 august și la câteva zile distanță a murit pe secția ATI. De asemenea, două femei nevaccinate infectate cu COVID au murit la Mediaș. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.